Salut fetelor! Astăzi revin cu un nou clip și anume un MTZ. Este al treilea MTZ pe care îl fac și vom începe pentru că am o cutie plină cu produse și nu vreau să vă țin prea mult că vă plictisesc. Așa că let's get started! Primul produs pe care l-am nimerit aici este acest balsam de păr de la Goldwell. Este din gama Dual Senses și este... cred că mă prinde o răceală în gât ceva. Mă scuzați. Și este pentru păr creț. Nu este bun deloc. Mie nu mi-a plăcut, sincer. L-am terminat pentru că trebuia să-l termin, dar nu mi-a plăcut absolut deloc. Nu mi-a hidratat părul, nu mi s-a părut că buclele mele ar fi mai definite sau părul... Eu am părul ondulat spre creț, nu e nici creț și nu e nici onduleul ăla. Bă. E cam între. Și nu s-a întâmplat nimic, adică balsamul de la S-Factor, sincer, îmi definește mult mai bine buclele decât asta care ar trebui să fie special. Așa că nu vi-l recomand. Și ochii face zgomot pe parchet și îmi cer scuze. Bun, apoi am un pachetel de șervețele demachiante de la Bifas. Se găsesc în Auchan, cred. Le-am văzut la Ioana, dar ei plac, mie nu-mi plac. Nu știu ce să zic. Am început bine MTZ-ul ăsta, deja două produse pe care nu le recomand. Nu. Sunt ok, dar nu mi se par fenomenale. Dar sunt ieftine și asta e destul de bine. Și pachetul e mare, adică mi-a luat ceva să le termin. Încă un produs pe care nu vi-l voi recomanda. Este apa micelară de la Gerovital Plant. Mustru ochii de la ea, ceea ce nu e normal. Apa micelară ar trebui să fie foarte blândă cu tenul, dar nu... mustră ochii. În rest, așa, pentru față, ca de machiant e ok, dar pentru ochi, nu. Rămân la Bioderma. Am două șampoane uscate de la Batiste în varianta blush. Îmi place cum miroase. Probabil că o să-l încerc și pe cel pentru brunete. Pentru mine nu ca așa e super bruneta, dar pentru blonde nu merge, că ar fi prea deschis. Oricum, este cel mai bun șampon uscat pe care l-am folosit vreodată, mai bun decât cel de la Sephora, decât cel de la Balea, decât cel de la Lush. Și nu este nici foarte scump. Pe șamponuscat.ro, Yogi, pe șamponuscat.ro, din câte știu, este în jur de 35-40 de lei o sticluță. Și asta este sticluța de câți mililitri? 200 de mililitri, care este destul de mare și vă ține ceva, vă zic eu. Și le ador. Să mai cumpăr. După care am două deodorante de la Nivea și este deodorantul meu preferat în ultimele luni și este Pure Natural Action și miroase a iasomie și nu are săruri de aluminiu și ține toată ziua, e spray, e ușor de folosit și da, deodorant. Lush Tea Tree Water este un tonic de față. Mi-a plăcut, este destul de fresh, mai bun pentru vară decât pentru iarnă. Sincer, mai am foarte puțin în el, dar deja era cam vechi și nu mai puteam să-l folosesc, mai ales că cele de la Lush, produsele lor expiră ceva mai repede decât produsele obișnuite. Și da, îl recomand, nu știu sigur dacă o să-l recumpăr acum, pentru că aș dori să încerc și alt tonic, o să vă zic eu, dar oricum este bun pentru o piele grasă și este foarte revigorant, asta mi-a plăcut foarte mult la el. Tot pentru fața avem aici... apa cu trandafiri de la Mario Bădescu. Mine are și aloe vera. Da, aloe vera și apa de trandafiri. Este foarte bună, foarte hidratantă, foarte revigorantă. O recomand, o voi recumpăra la fel. Mi-a rămas puțin, dar deja era destul de veche după cum arată și sticla asta, vai de capul ei, săraca. Și oricum Mario Bădescu are niște produse incredibile pe care am uitat total de ele și ar trebui să le mai încerc. Pentru că are măști foarte bune, creme, apa asta de față, spray revigorant, cum vreți să-i spuneți. Și am uitat total, am tot încercat să descoper produse noi și am uitat de produse vechi și foarte bune, mă rog. Adică produse descoperite de mult, nu vechi, că ce e vechi nu e bun. Că tot vorbeam de Mario Bădescu și de măștile lor foarte bune, am aici masca revitalizantă cu enzime de la ei. Este o mască foarte bună. Conține papaya și tot felul de fructe exotice. Iar acizii din acele fructe mănâncă pielea moartă de pe față și luminează foarte bine fața. Dacă aveți probleme cu semnele,
lăsate de acnee sau pete de soare, o mască de genul revitalizantă cu acizi din fructe o să vă ajute pentru că exfoliază într-un mod blând pielea, adică nu e ca un scrub. Apoi am consumat acest șampon pentru pensule de la MAC. Nu este un șampon cu care le speli cu apă la chiuvetă săptămânal, ci este un șampon care te ajută să le cureți repede pe loc și le dezinfectează în caz că, nu știu, ai mai multe cliente și rămâi fără pensule, atunci poți să cureți cu acest șampon repede pensulele sau cum fac eu, în fiecare zi le curăț cu șamponul acesta și odată pe săptămână le curăț în profunzime cu șampon de bebe și tot ce trebuie. Și este cam cel mai bun pe care l-am folosit până acum. Au și cei de la Sephora unul foarte bun sub formă de spray. Eu am păstrat sticluța aceea și din acesta am turnat în sticluța spray, după care pulverizam pe pensulă și ștergeam pe o hârtie sau cârpiță. Da, foarte bun, recumpăr, recomand, cel mai bun. Și am reușit să-mi termin și Serious Conditioner de la TGS Factor. Este gata, nu mai are nimic în el, l-am stors complet. Și îl voi l-am recumpărat deja, pentru că este cea mai bună mască pe care am folosit-o vreodată și miroase și foarte bine. I-am pierdut căpăcelul. Miroase a căpșun cu mentă? Oricum, are mentă, sigur. Și este incredibil. Pudra asta de la MAC, Mineralized Skin Finish Natural, în nuanța medium. Este în cutiuța mea de produse terminate, dar nu știu sigur dacă v-am arătat-o data trecută. Este posibil să vă fi arătat și cred că am păstrat-o pentru că vreau să mă duc în programul Back to MAC și strâng produse de la MAC terminate pe care se duc înapoi. Nu pot garanta, dar în caz că nu v-am arătat-o, da, am terminat-o și este bună și o voi recumpăra cât de curând pentru că îmi place foarte mult. O pudră Rimmel Stay Matte, desigur, cum să nu termin eu încă un Stay Matte complet goală, după cum se vede. Pudră foarte bună, foarte ieftină, își face treaba, dar ține puțin, asta e problema ei. Se termină destul de repede. Hai să zice cam o lună jumate, două. Cam două luni, după două luni se duce. Dar e și ieftină, adică ce puteți. Ok, și acum mai am 3 parfumuri. Primul pe care l-am terminat este de la Zara și este Wild Orchid, pe care l-am primit cadou de ziua mea. Ne mai e foarte puțin aici, dar am zis să vi-l arăt că poate fi deja terminat. Cred că mă mai dau o dată și gata. Și este un miros dulce, dar nu-l mai găsesc în Zara. Deci, nu știu dacă se mai fabrică sau dacă nu-mi văd eu bine. E și asta foarte posibil. Dar pur și simplu nu l-am mai văzut. Dar oricum vi-l recomand doar dacă vă plac parfumurile dulci. Mie îmi plac, personal, dar dacă nu vă plac, nu-l mirosiți atunci. Apoi am parfumul Jimmy Choo. Și aici mai am ceva. Dar sincer nu mai îmi place atât de mult. Adică nu mi-mi place mai deloc și nu l-am mai folosit. Atât mi-a rămas de ultima oră când l-am folosit acum un an jumate, doi. Și de atunci nu m-am mai dat deloc cu el. Și am zis, e cazul să-l dau numai. Nu-mi place. Nu l-aș recumpăra. Asta este. Și ultimul produs din acest empties este parfumul Estée Lauder Sensuous Nude, pe care l-am primit cadou de ziua mea de la Elena și Paul. Și ce pot să vă zic? Este parfumul meu de duminică, pe care sigur îl voi recumpăra. Nu știu, are un miros atât de fin și plăcut și relaxant. Exact parfum de duminică. Așa l-aș denumi eu. Și nu pot să n-ai un parfum de duminică. Este imposibil. Ai parfum de seară, parfum de zi, parfum de când te duci la sală, parfum de duminică, parfum de când ești în oraș cu fetele, parfum când ești la un date cu prietenul. Trebuie să avem atâtea parfumuri. Sper că v-a plăcut acest empties și v-am dat câteva idei de produse pe care să le cumpărați sau să nu le cumpărați. Desigur, nu uitați că fiecare persoană este altfel, avem gusturi diferite, organisme diferite, piele care reacționează diferit, așa că dacă ceva mie îmi place, nu înseamnă neapărat că o să fie bun și pentru voi și desigur invers, dacă eu zic că mie nu mi-a plăcut, nu înseamnă că pentru voi nu poate funcționa. Așa că nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și să puneți întrebări pe Ask FM și ne vedem desigur vineri cu un nou clip în care o să vă arăt ce mi-am mai cumpărat eu în ultimul timp, adică un clip de shopping. Pa, pa!